Și aici vorbim despre depozite de muniții, depozite de combustibil, depozite de materiale tehnice, vorbim despre hangare, despre simulatoare, despre facilități de hrănire, facilități de cazare, de cartiruire trupe, baze de instruire, tot ceea ce este prevăzut conform standardelor și cerințelor NATO pentru o capabilitate de acest fel. Dar Mihail Cogălnicianu este una dintre cele mai mari baze aeriene din România. În acest moment are aproximativ 2800 de hectare. Aici a început un amplu program de investiții. Baza va fi un mic oraș, inclusiv cu grădiniță și școală pentru copiii militarilor care vor fi aici în misiune. Se va construi o nouă pistă, inclusiv în perspectiva achiziționării de către Armata Română de avioane de generația 5 F-35. Că niciodată relațiile dintre parteneri sau dintre aliați nu au fost la un nivel cum este cel de astăzi. Noi avem situații când misiuni de antrenament se planifică în spațiul aerian al României cu aeronave care decolează nu numai după teritoriul României, cu aeronave nu doar românești care decolează după teritoriul României, ci aeronave care decolează din Franța, din Marea Britanie, câteodată din Marea Mediterană, se întâlnesc în spațiul aerian al României pentru a demonstra capacitatea militarilor noștri de a planifica misiunile într-un timp scurt, de la distanță. Planurile de dezvoltare prevăd construcția unei noi piste, prevăd conectarea infrastructurii existente la noua pistă și apoi dezvoltarea tuturor acelor facilități necesare ca să deservească o pistă aeriană conform standardelor de construcții militare NATO.